Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Astăzi este un moment adevărat de barbă grans, dar ce să-l fraierim pe nocivanul polițistul? O să mă dau de fată în Skincraft, îmi pun mască, îmi schimb vocea și nociv nu o să știe. Dar înainte să începem, nu uitați să vă toți pe butonul de like, aș aprecia enorm de mult, facem multe, multe like-uri, facem 3000, vă place Skincraft, facem bine! Și faceți în felul următor, vocea pe videoclip sau de normal, dar cei de pe Skincraft aud vocea ceva în genul ăsta. Fetelor, ai zis niște un nou de demenție aia că sunt cu capul băieții. Deci fiți atente, cum ar fi o mafie de fete, totul roz. Uite-l! Și fiecare băiat rău. Băi, că ne urmăresc ăștia! Ia zic că-ți fie super amuzat, vedem dacă nu știu să-l frăim pe nocivanul Bărbășanu. Oana, explică-le și ajută-mă, lu domn poliții. Unde e Irinuș? Nu știu. O fluierată aia, măgarii. Domn polițism, o fluiera măgarii. Intra înăuntru, hai te rog, intră, ia un loc aici pe canapea. Bogdan, te rog, păzește intrarea. Bună ziua, domn polițist! Ce se iau de aici? Te rog să eliberezi zona pe Bogdan, nimeni nu are voie la o distanță de un plot aici. O distanță de un plot? Ok, cu scap de nebun ăsta. Ok, am niște informații conform cărora tu în momentul acesta ai o armă la tine. Nu știu exact cine ești, nu știu cu cine am de-a face, dar o percheziție se face în momentul ăsta, orice armă trebuie să o arunci, orice lucru ilegal pe care l-ai la tine. Nu dețin nimic ilegal, domn polițist, este o minciună și nu m-a lăsat să vă explic ce s-a întâmplat și m-ați luat la okay. Arest. N-aveți nimic ilegal la dumneavoastră, dar poate ați aruncat. Vă ascult. Deci problema este în felul următor, domn polițist. Eu eram împreună cu fetele din oraș, cu Oana și cu Irinuș și băieții ne spionau, ne fluierau și ne ziceau în tot felul de moduri. De asta am venit să vă spun. Domnișoara Oana m-a adus aici. Ok, care sunt acei băieți? Jakey. Băiatul maimuță, nu știu ce nume are, avea față de maimuță. Funny Salt. Și cred că atâta. Și Ariciu roșu. Deci, domnul omul orice, domnul Jakey, domnul Lucky și domnul Funny Salt, ați mai spus? Cred că da. Chimați-l și pe Oana și pe Irinu, okay, să vedeți. Bun, pe atunci haideți, sunteți dezlegat în momentul ăsta, îmi cer scuze, în momentul ăsta nu s-a găsit nimic asupra dumneavoastră. Haideți cu mine la secție să-i chemăm pe toți acolo. Haideți! Domnul omul orice, domnul Lucky, sunteți invitați la secție, trebuie să discutăm ceva. Domnul polițist, i-ați luat arma lui... Vezi că era Jakey. Nu am găsit nicio armă asupra dânsei. Secție. Domnul Jakey, ești invitat la secție? Nu pot să cred! Jakey, cu mine să-mi ia apărarea, că nu se poate. La secție, ești invitat la secție, te rog frumos. Pentru cine chemați? O să discutăm acolo, numai tot de ce. Poate trebuie să-ți dau... Poate trebuie să-ți dau 5.000 de euro, că am o datorie la tine. Ce de? Îmi țipă în urechi. Deci vă rog frumos, liniște. Nu sunteți genul care să ne dați bani, sincer. Da. E, n-aveți deci domnul, ne luați bani. Doar să luați să băgați la buzunar. Mă, dar cu cine seamănă gardianul ăsta? Ce arătos e! What? Ce urât e! Ce urât e! Are cam de... arăs ca el. Uitați-vă și voi ce a fost în secția asta. No, uitați-vă și voi, vă las, nu vă dau amendă, haideți. Amendă, domn polițist. Ia vă rog frumos, liniște, nu vă mai bate joc. Da. Să trăiți! Bună ziua, domnul gardian. Da. Așa. Nu pot, toată lumea! Acum, domn polițist. Bun, deci, avem Jakey, Funny Salt, omul orice, voi veniți. În rest, plecați de aici, vă rog. Ce? Bun, era și Lucky. Bun, și Lucky, da. Vorbeau că e și Lucky. Nu apără, trebuie să nu mai stea nimeni în apropiere. Bun, liniște de plină, vă rog. Da, te ascult. Ok, poți să te duci cu Funny Salt, dar l-aduce înapoi, ok? Da. Bă, dar nepuneți, mă vreți toți. Ai scăpat, salvat de clopoțel. Nu, că mă întorc și pun piciorul în prag cu toată tâmpenia asta. Eu mă întorc, fii atent, domnul. Hai, te rog, pleacă. Pleacă de aici. Ok. Domnul Lucky, domnul omul orice și domnul Jakey Beliaua, trebuia și Oana să vină. Am uitat de Oana, îmi pare rău. Am câștigat 5.000 de euro. Ok, da, deci voiam să vă anunț că voi trei ați câștigat o viață în pușcărie. Ce? Spune! Ce? Era o glumă, nu era o glumă, bun. Ok, deci, pot să spun cu tot ce s-a întâmplat, fără să, da. Că dacă sunteți și noastră aici, ok, bun.
Bun, deci domnișoara a cărui nume nu-l știu momentan, îmi puteți spune numele dumneavoastră? Eu sunt domnișoara Ioana și este prietena mea Oana și eram alături de Inuș. Ionică. Ioana, Oana, ok, bun. Perfect. Omul orice, Lucky, nu și mai nu mai râde așa, te rog că mă zgrii pe creier. Jakey Beliaua, voi trei ați fost acuzați că ați jignit-o pe doamna Ioana și pe doamna Oana, că ați adresat cuvinte injurioase, că v-ați purtat bădăran. Pentru asta, dacă se aduc probe împotriva voastră, riscați amendă de până la 100 de diamante sau pușcărie 15 minute în real life. Dar nu am zis nimic. Cum comentați? Vă rog pe rând. Jakey, tu primul. Comentariu o să am, dar trebuie să vi-l spun doar dumneavoastră. Păi cum așa? Atunci o să rămâi ultimul. Eu am un comentariu la fel, că știu la ce cred. Ok. Deci nu vreți să declarați nimic acum de față cu dânsele? Nu. Nu. No. Bun. Am un caz foarte deosebit aici, pentru că o parte din cetățenii Skincraft vă acuză pe dumneavoastră, domnișoara Ioana, că aveți o armă. Mă urăsc pentru că am respins. V-am zis că m-au fluierat. În momentul ăsta, Ioana, orice armă ilegală ai asupra ta trebuie să o arunci, este percheziție. Eu n-am arme la mine. În backpack? Te rog, aruncă backpack-ul. Opa! Prea mult timp durează, o să te suspectez că a ascuns probe. Deci suntem liberi? Nu, 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 stați aici, cum să fiți liberi. Verzișor, verzișor! Bun, avem aici... avem în primul rând un item ilegal la dumneavoastră. Ce-mi doresc un like! Opa! Ok, ce este ilegal? Itemul ilegal este magnetic force field, n-aveți voie cu așa ceva, am zis foarte clar. Hai cu trandafir, băieți! Dați acolo! Dar l-am împrumutat, l-am făcut pentru cineva. Da? Domnișoara Ioana, ce se întâmplă aici? Cum adică faceți live? Sunteți în secția de poliție, aici sunt date cu caracter personal. Dar nu făceam live. Nu aveți voie să filmați. Bună ziua, că nu filmez. Eu am revenit. Ok, Fanny Salt, ca să se aduc la cunoștință, ești acuzat că ai vorbit foarte urât cu domnișoara Ioana și Ioana și că ai fost bădăran. Bădăran. Cum comentezi asta? Măgar. A fost și domnul primar. Porc. A fost domn primar, deci domnul primar. Bădăran. Ia auzi cum vorbește, a fost... Animal urât vorbiți, domnișoara Ioana. Bă, frumos să vă calați, o să primiți amendă. A fost martor, cum am zis ceva și pur și simplu ce măgare tași că spar capul în primărie. Opa! De față cum primar a zis. A auzit toți. Ce s-a auzit? Fantomele! Jakey, ai auzit? Jakey, tu ai auzit cum e asta? Era aici. Eu am auzit fantoma. Și Lucky, și Omorce, și domn primar. Bun, sunteți o adunătură de nebuni în momentul ăsta, așa că veniți toți cu mine, toți șase cu mine. No. În momentul ăsta, toți veniți cu mine. S-a luat deja puta celulă. Bun, în momentul ăsta, cine are de plătit amendă de 50 de diamante pentru deranjarea ordinii și liniștii publice? Întrebare, v-am zis, cine are de plătit? Păi dar eu nu ajung aici un consens cu voi, vă acuzați non-stop, ce e asta? Înseamnă că toți aveți, toți sunteți. Păi, bună! Mamă, ce s-a întâmplat? Ok, m-auziți, domnișoara Ioana? Da. Ok, în momentul acesta, domnul omul orice rămâi aici, rog, și spune tuturor că-s liberi. Mai puțin domnișoara Ioana, care este legată și vine după mine. Hai, te rog frumos. De când ai venit tu în oraș, s-au întâmplat numai belele, așa că te voi aresta preventiv până aflu identitatea poliții, ta. Domn poliție, vă rog, nu fi de ce rău cu mine, domn poliție. Vii după mine în momentul ăsta, te rog frumos. Nu mi se pot să pare cred, domn foarte ciudat. Ce? Mi se pare ceva foarte ciudat la tine. Păi de când ai venit tu se întâmplă numai nebunii. Haide după mine. Cum stă la pușcărie? E legată și trebuie să vii după mine. Haide. Până aflu cu adevărat identitatea ta, trebuie să mă asigur. Coboară aici, te rog. Dar n-am făcut nimic să merit aici jos. Te rog frumos, coboară aici. Prea mult știi tu despre orașul ăsta. Prea mult vii și păi toată lumea îți place ție ceva. Hai, da, și el nici nu e aici. Intră, te rog. Bun. În momentul acesta rămâi acolo până când aflu toate informațiile legate de tine. Mai ai să spui ceva? Nu, ajutor! O să vă dau în judecată, domn polițist. Chiar te rog. Ajutor! 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 Bă, m-am băgat la celulă. 1-1-1. 2-2-2-2. Come on! E bine că încă am camerele, ia să vedem ce se întâmplă. A schimbat Bogdan. Bogdan.gg a schimbat camerele. What? Ok, a schimbat o cameră Bogdan, cred că cea din magazin mai exact.
Dacă putem să-i găsim pe... Ok, la secție, uite-i. Cred că vin un coace. Ajutor! Ia. Olu, vine nebunul. Ioana, sper să mori în pușcărie. De ce? Ce-am făcut? Miroși. Nu e adevărat, miros foarte frumos. Miroși a ton, piton. Nu e adevărat. Vezi, Ioana, puteam să te salvez. N-ai vrut. Vă rog, salvați-mă, băieți, vă rog. Nu te mai ai, dispari. Pe cum adică? Ghinion. Auzi-mă la ea. Să vă văd la față dacă sunteți star, să vă văd la față. A, da. Da, să vă văd la față. Ia, stați-mă așa, Stai, lasă-mă. De ușa încuiată sus? Uite pușcăriași. Opa. Vin nebunii. Acoperă. Păi măgari. Ce-i? Opa. Nu, Ioana. Primar, n-a făcut nimic, a apuzat polițistul cu nasume și coadă micuță și mai dă el. Domnul primar, vă rog, vreau să fiu lângă Ioana. Oana, ajutor. Domnișoara Clurna. M-a băgat degeaba, știi și tu că n-am făcut nimic. Vai, nimeni, nu pot să cred. Domnișoara Clurna, sunteți bine? Nu, m-a băgat ratonul degeaba aici. Vreau să mă ajute Irinu și Oana, prietenele mele. Deci problema e că eu astăzi am avut câteva plângeri la adresa domnului Nocivanu. E nebun! Că ar da prea multe amenzi. Susțineți acest lucru și dumneavoastră? Vreți să vă spun, n-am făcut absolut nimic și m-a băgat pe degeaba aici în închisoarea asta. Ia uziți, super gravă. Okay. Deci fiți atenți să vă spun, eu m-am dus să spun că niște cetățeni din acest oraș m-au fluierat pe stradă că mergeam cu prietenele mele, Oana și Irinuș, degeaba. Ne-au fluierat. Doar pentru atât? Haideți să vă eliberez eu atunci. Haideți cu mine. Cred că au voci în capul meu, sau de ceva. Haideți cu mine. Oh my god. Yay! Oana, yay! Girl power, Irinuș! Haideți, domn primar. Să vorbesc eu cu domnul Nocivanu. E nebun! Tu și fetele. Bun, o să vorbesc eu cu domnul Nocivanu. Criminală? Mă simt. Vezi cum vorbești, Și mie. Asta meriți. Ție tași, mă. I-am dat 80 de diamante. Păteți-vă pentru mine. Am un mesaj pentru toți. V-am numerotat ploturile. Vă invit să vă verificați plotul și să treceți în buletin numărul. Ca după Irinești! Care să-l și semnez ca să fie oficial. Eu știu deja, sunt 12, mi-a zis. Da, mulțumim. Da, deci domnișoara Oana, eu n-am casă, la cine pot să stau o zi? Doamna Ioana. Nu sunt domnișoară, sunt doamnă. Da. L-am distrus, trebuie să-mi fac iar, pentru că vreau să-mi măresc plotul. So cute. Ok, bun. Perfect. Bun, păi atunci și duceți-vă să vedeți numărul exact. Da, desigur, e din mine. Bun. Domn primar, uitați. Eu n-am casă, unde pot să stau o zi, două? Da. La mine. Nu, la Irinuș, la Irinuș. Nu pot să cred așa ceva la un măgar. Păi cum adică să stai la tine? Mulțumesc, pleacă de aici. Nu, deci nu se poate așa ceva. Măgare. Eu dorm pe canapea. Păi tu vrei să-mi faci prank, să-mi verși apă în cap când dorm? Răule! Cine pune apă? Eu, fete, am încredere că nu o să facă nimic rău. Tu, măgare verde, o să faci clar. Doamne. Ia uite că face poze. Oh my god. Doamne, ce măgari. Unde stați voi, fetelor? Că eu nu știu unde stați voi. Aici stăm. Astea sunt ploturile voastre? Da. Wow, poate pot vorbesc cu domn primar și cu Clorna eu? Dacă e să stau fiți lângă voi, fix aici, la stânga. Da. Ar fi tare să stăm între fetele în colț? Da, cât mai departe de aia. Mai ales ursulețul ăla e foarte rău. Ursulețul, și ăla din stânga lui, Ariciu. Mi-a mâncat din gard odată. Ți-a mâncat din gard ursulețul? Mi-a mâncat gardul. Doamne, ce măgar. Mură și pisicuța. Și mi-a murit pisica și mi-a furat o găină. Lasă, fetelor, că ne apărăm noi între noi să nu mai ne supere răi ăia băieți. Da. Foarte bine. Dar cine stă? Eu am văzut acolo pe cineva care pare destul de arătos cu niște ochelari pe frunte. Cine e ăla? Și cu limba scoasă. Cine e?
Măi, fată, stai cu minte. Cine e băiatul ăla? Sunt nebună. Ești nebună? Da, sunt cea mai mare fan a lui, nu știai? Ești fan a lui? Doamne. Dar cine e? Ce face? Cea mai mare... E... Nu-l cunoști, doamne, este ferește. Vedetă? E cea mai mare vedetă, cum să nu-l cunoști. Da, e foarte drăguț, pare așa, doamne, din profil. Doamne, ferește. Ce? Opa! Scuze, nu. Oana, scuze, nu, doar zice așa. Doar, așa, na, ce okay, observam, da? Că nu știu, doar mă uitam. Ok, ok. Nu mă ba dacă ție-ți place Delio, nu mă ba. Dar-i vedetă. Mulțumesc. Ce face? Da-i vedetă. Wow. Are 1 milion de urmăritori pe TikTok, nu știai? Da. 1 milion! Vreau așa să-l cunosc, scuze, de fapt nu. Da, nu și două pe YouTube, e cel mai tare. Yay, pare tare. Mm-hmm. Sigur e amuzant. După mai față. Da. 100%. Voi, fetelor, ați mâncat ceva azi? Nu prea. Nu există niciun mall să mergem și noi să stăm, să bem o apă aici în orașul ăsta? Nimic? Nu. Nu. Trebuie să-l dăm primar de urgență, că e groaznic atunci. Da. Aiurea. Fetelor, eu am plecat să-i spun și alu Clorna. Ne mai auzim, fetelor. Pa, pa, pupici. Da, da. Pa, pa, pupici. Pa, e fana nebună. Uite cum mi-a pus poza pe perete. Ce mi-au pus mă ăștia pe casa mea? Am lipsit și-o 2 zile, că nu pot, n-am voie în oraș. Și mi-au pus pe casa o grămadă de chestii. Oh my god, deliver, ok. Eu intru în casa mea. A, cui e poza asta? What? Cine a pus o poză cu Ana la mine în chest? Ok, aici este casa mea originală. Hopa, tricou, hanurace, plușii, ce vă doriți voi? Super, super, super tare, aici avem abonatele, abonații. Oh my god, acolo e canalul. Cum să fac eu? Oh my god. Să nu mă vadă. Oh my god. Să nu mă vadă fetele, că n-am să caut în casa aici, normal. Băi, nici n-am văzut-o. Ce faceți, fetelor? Gata, ați venit în oraș? Da, oh, da. Alea! Mă, ce? Clorna! Nesos! De ce faceți așa, Clorna? Poftă bună! Mulțumesc, mâncam o pită! Welcome! Nu-mi vine să cred! Zoi poftă, grujbit! Poftă bună! Vă vine să credeți, fetelor, că eu am stat cu băiatul ăsta un an! Am fost prieten un an! Vai! Uite ce urât. Cum e. Cum ai rezistat? În copaci, lui? E urât rău. Bă, ce mă? De unde e urât, mă? Și cu nasul mare, uite ce nas are. Adică, uite ce nas are, doamne. Da. Tu mă pe blănoasă, mă. Mai jucam box cu nasul lui. N-are nici haine pe el. Mai jucam box. No. Dădeam la sac. Așa se face, boys. Așa e frumos ce faceți și cum vorbiți. Gândiți-vă la ce ați spus acum. Nu se poate așa ceva. Este strigător la cer ce se face aici. Nu știu, Slobina Picior. Zăscă mie polițaiul. No! 1-0, 1-0. Băi, nu măgare! Fai mișto de 3 fete, măgare! Du-te-le pe strada mea, mă! Du-te! De ce râzi de 3 fete, măgare? Cum de adică ce? Sora ta? Eu am râs de tine, nu de domnișoarele astea! Deci păi și ce sunt? Sunt ele sunt domnișoarele Skincraft, nu știu ce ești, tu ești o moi, mă, ce ești tu! Ai, nu ești. Mai vorbi așa, oră, cum e Clorna! Ce vorbești așa cu ea? Au! Fetelor! Cu ea! Îți fie rușine! Stai o secundă, fetelor. Clorna, poți să vin până la tine acolo un pic? Cu mare plăcere, haideți. Vai, nu mi-e frică. Stai așa, fetelor, nu, stai aici afară, fetelor, o secundă, că mă descurc, vreau să-ți spun ce-a prietenul meu, Clorna. Haide, Clorna drăguțu, vin încoa. Clorna drăguțu, să zic ceva frumos, fii atent, Clorna drăguțu. Fii atent. Ce bai, man? Bă, îți spăr capul, tu n-auzi! Bă! Puneți masca la loc, mă, pe lund! Îți spar capul, Clorna, dacă mai faci așa, mă, dai de-o gol! Ok, ok. Au, mă bate, nu vine să cred ce-mi dă! Nu, drăguțule, cum să dau în tine, Clorna? Nu mai minți fetele, cum să dau în tine? Trăiește, what, mă, Mir? Sunt bine, sunt bine. Trăiește, mă, Mir! Cum să zice așa ceva? Aveam o floricică, eu, uite! Uite aici, o floricică pentru domnișoara! Uite aici, o floricică pentru domnișoara Ioana. Poftim, Ioana, pentru tine o floare. Mir, ce frumos. Care le ofer, fetelor, una din partea mea, cine o prinde prima. A furat-o Ioana. Nu vreau. Irinu, ce-ai și tu, floricică? Mulțumesc. Să-ți o pui în păr. Da.
Năsăsule, eu am plecat. Năsăsule, din cauza ta m-ai supărat și o să plec înapoi în Mind City. Pa! Să nu te mai vedea. Pa! Foarte bine, pa! Pa, fetelor, o să fie dor de voi, pa, pa! Pa, măgarei, nu mai vina ta. Și nou de tine, pa! Da, deci efectiv m-am dat fată. Ce părere aveți de chestia de zapărut, mega amuzant. Oh my god, trebuie să revin în Skincraft cu skin-ul meu normal, să devin eu băiatul clasic, adică cu fața mea. Pentru că eu n-am voie, de asta am devenit o fată, că n-am voie în Skincraft. Și am vrut să văd ce planuri fac ei și m-am deghizat și mi-am schimbat și vocea, să nu mă recunoască. La viitorul de vizionare, pa, pa!